Slăvit să fie bunul Dumnezeu! Amin! Dragi frați și surori, după dureri groaznice, după o suferință cumplită, pot să spun și eu ca cei trei tineri din Valea Dura, când i-a zis împăratului, căci noi știm că Dumnezeul nostru poate ca să ne scape din cuptor și chiar din mâna ta, împărate, căci El e mai presus de toate, El este stăpânul tuturor, dar și chiar de n-ar interveni cerească mână salvatoare, în flăcări dacă ne-am topi, la idoli tot nu vom sluji, că cei sunt morți, ei n-au suflare. Amin. Vreau mai întâi să mulțumesc fraților din conducere, în special fratelui păstor Nelu Dobra, pentru invitația care mi-a făcut-o să fiu la părtășie împreună cu dumneavoastră. Dumnezeu să-L binecuvinteze pe El, familia Lui și întreaga biserică din locul acesta. Amin. Mă bucur căci cu ajutorul Domnului Iisus mă regăsesc în fața dumneavoastră și în mijlocul bisericii și aș vrea ca împreună să ne unim inimile și să ne bucurăm în prezența Duhului Sfânt și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Poate mulți mă cunoașteți, poate unii nu. Eu sunt Fănel Halip, care nu tare de mult în urmă, frații v-au anunțat să vă uniți și să vă rugați pentru mine că-și trec printr-o mare suferință, printr-un cuptor grozav de încins și anume o operație pe creier, unde mi-au găsit tumoare și lichid de jur împrejur, cam atât de mare cât este o palmă fără degete. Vă spun aceasta ca voi să vă întăriți, să prindeți putere de înaintea pe cale. Această lucrare este de netăgăduit. Au fost și martori, a fost soția mea împreună cu cele cinci fetițe cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, a fost și un frate de-a meu de cor pe nume Dorin și a mai fost un frate de credință în Domnul Iisus, care cu toții a văzut starea mea înainte de a urca în ambulanță. Sunt și hârtiile de la medici cu starea mea înainte de operație și starea mea după operație, inclusiv și diagnosticul, dar cel mai credibil și mai crezător lucru decât toate acestea este semnul care mi-a rămas de la operație pe cap și îmi va rămâne pe tot restul vieții, așa cum a zis și fratele Cornel Nistor, căci poate așa a îngăduit bunul Dumnezeu să nu prea mult păr pe cap ca cei ce vor vedea această mărturie vie, acest semn, să zică că-ți cu adevărat aici a lucrat mâna lui Dumnezeu. Știți care este motivul sau cu ce scop am venit eu în fața dumneavoastră? Eu sunt răspunsul rugăciunilor voastre. Vreau să vă spun cu tărie că ce aveam un Dumnezeu mare și puternic, care și în ziua de astăzi lucrează cu semne și minuni. Avem un Dumnezeu mare și puternic, care și în ziua de astăzi ascultă rugăciunile. Avem un Dumnezeu mare și puternic, care și în ziua de astăzi vindecă cancerul, vindecă tumoarea, vindecă leucemia, vindecă orice boală vreți voi. Trăiască numele Domnului în vecii vecilor! Tare îmi place să spun o vorbă care circulă prin poporul Domnului și anume că și cei fără picioare aleargă pentru Dumnezeu, iar cei fără mâini lucră pentru Dumnezeu. Mă îndeamnă Duhul Domnului să te întreb pe tine, frate, și pe tine, soră, dacă Dumnezeu ți-a dat mâini și picioare sănătoase, dacă Dumnezeu ți-a dat cele trebuincioase, fie că ești familist, fie că nu, care este scopul vieții tale pe acest pământ? Ce lucrezi tu pentru Dumnezeu? Știi cumva că viața aceasta este trecătoare de pe acest pământ? Știi cumva că pământul cu tot ce este pe el, într-o bună zi va arde ca Sodoma și Gomora? M-am dus cu gândul la o fetiță care s-a născut fără mâini. Până la vârsta de 11 ani, i-a scris câteva cărți cu picioarele ei, i-a cântat la pian cu picioarele ei, iar la vârsta de 11 ani, i-a fost luat un interviu și a fost întrebată în felul următor, ascultați-mă bine și luați aminte. Tare curios am fost și eu să văd un copil de 11 ani ce răspuns poate să dea acestei întrebări
Spune-ne cum reușești să faci toate aceste lucruri. Iar fetița spune în felul următor: eu dacă cad de 10 ori, mă ridic de 20 în numele lui Iisus. Iar noi, care ne numim creștini, care ne numim copiii Domnului Iisus, dacă cădem odată, s-ar putea să rămânem acolo, dar dacă ne ridicăm, ascultați secretul, nu ne ridicăm că noi suntem mari și tari, tineri și grozavi, ci ne ridicăm în numele lui Iisus. Trăiască Domnul! Dacă ai venit în locul acesta pe picioarele tale, înseamnă că și Dumnezeu a fost bun cu tine. Dacă ți-ai dus lingura la gură, fără să fie ajutat de altul, și aceasta înseamnă că și Dumnezeu a fost bun cu tine, te îndemn în numele lui Iisus Hristos, acum cât ești în viață, cât încă mai ai suflare în trup, strigă către Dumnezeu și roagă-L să te întărească și să-ți dea putere pentru vremurile care vor veni, căci nu știi clipa și momentul când Dumnezeu te va trece și pe tine prin cuptor, ce vei face atunci? Și s-ar putea să te treacă fără să te mai scoată la liman, ci treaptă cu treaptă să mergi spre țărna pământului. Și aceasta nu înseamnă că și eu am fost mai bun sau sunt ca cei pe care Domnul i-a trecut în țărna pământului, ci acesta a fost planul lui Dumnezeu bine întocmit cu privință la mine. Pe data de 23 noiembrie anul trecut, eram undeva la muncă și am observat că în scrisul meu scream foarte greu și trebuia să mă gândesc următoarea literă, oare ce urmează, și am zis, poate că sunt obosit. N-am băgat de seamă, tot în aceea zi, puțin mai târziu, la câteva ore, am mers undeva la un depozit să cumpăr niște materiale, căci nu mai erau în șantier. Și când am intrat printre rafturi, m-am mețit deodată în cap, am început să tremur, m-a luat transpirația, eram totul ud. Am început să-mi pierd echilibrul de pe picioare ca și un om biat. Și atunci m-am apucat de un raft și am zis, Doamne, ajută-mă să ajung măcar cu bine în mijlocul familiei. Și după vreo 10 minute am revenit la normal, totul a fost bine. Apoi a doua zi, sâmbătă, am ieșit în grădină. Am tuns iarba, am făcut un grătar, totul a fost normal. Apoi, duminică, mi-a fost rău și mergeam din rău înspre mai rău. Apoi, lunea, soția mi-a zis, dragă, hai să mergem la urgență pentru că starea ta nu este bună. Și am zis, dragă, nu mergem pentru că oamenii aceștia, în loc să te trateze, te bagă în mormânt și n-am vrut să merg. A doua zi, marța, din nou soția a zis, dragă, trebuie neapărat să mergem la urgență, pentru că starea ta nu este bună, se agravează din ce în ce mai rău. Deja mâna dreaptă a început să paralizeze, piciorul drept la fel. Am început să-mi pierd din memorie, nu mai puteam să vorbesc, deja răspundeam da și nu și atât. Apoi, miercuri, soția din nou a zis, trebuie neapărat să mergem la urgență. Și am zis, bine. Am urcat în mașină, am mers la un spital în Northwick Park Hospital. M-a chemat, am așteptat câteva ore acolo, m-a chemat un medic. Mi-a făcut un control și a zis că asta se întâmplă din cauza stresului. Îți dau un tratament, niște pastile foarte puternice de calmare și în câteva ore o să-ți revii. Am mers rapid acasă, soția s-a urcat în mașină și am mers rapid la o farmacie și a cumpărat acele pastile. Am luat-o deodată, dar deja nu-și mai făceau efectul. Aveam niște dureri îngrozitoare, îmi veneam să strig. Doamne, vino și ia-mă, căci nu mai pot, nu mai suport. Am plâns câteva ore de durere, nu mai puteam nici să plâng. Soția a venit la mine și a zis, dragă, nu mai plânge,
Am trimis bilete pe toate grupurile, mesaje la toate adunările. Frații se roagă pentru tine. Ai puțină credință și Dumnezeu te va face bine. Apoi joia dimineața, soția mi-a pus o farfurie de supă pe masă ca să mănânc și să mă încălzesc, că mi-era foarte frig. Am luat lingura în mână, dar deja nu mai aveam putere în mână să o duc la gură. Și cum am luat lingura în mână, în loc să merg cu lingura la gură, am mers cu capul spre lingură. Deja mâna mi-a fost paralizat complet, piciorul paralizat complet, memoria a fost pierdută total. Nu mai puteam să vorbesc deloc. Doar dacă insistai să mă strigi pe nume de câteva ori, puteam să deschid ochii și să mă uit la tine și atâta-i tot. Când a văzut soția, s-a speriat. A pus mâna pe telefon și a sunat la doctor și a întrebat-o doctorul ce simptome am. Și soția i-a zis că mâna dreaptă mi-e paralizată, piciorul drept paralizat, memoria a fost pierdută, nu mai puteam să vorbesc. Și atunci doctorul a zis că, vai, trebuie să venim neapărat, căci el este în ultima fază, nu mai are mult și moare. Dar înainte să vie ambulanța, soția suna pe fratele meu. A venit fratele meu ca să mă îmbrace, dar pantalonii n-a putut să mi-i dea, pentru că piciorul mi era mort, dar a rămas cu pantalonii de la pijamale. Și geaca doar a putut să mi-o dea, dar știți cum mi-a dat-o? Numai surorile știu. Atunci când îmbraci un bebeluș, a băgat mâna lui pe mânecă la geacă și mi-a tras mâna afară. Parcă acum văd că m-a prins de pești și m-a scuturat plângând și a zis, Fănele, ce se întâmplă cu tine? De ce nu mai vorbești? Și atunci a venit ambulanța, a venit și fratele Cornel, dar deja era prea târziu să-mi facă ungerea. Eu deja eram în ambulanță, s-a rugat în stradă pentru mine. M-a luat rapid un doctor de o mână, fratele meu de o altă mână și mai mult m-a tărit în ambulanță. M-a dus la spital, mi-a făcut un remene și a văzut că am tumoare pe creier și a zis, aici nu sunt medici pentru operația aceasta, pentru că este o operație foarte complicată. Trebuie să o luăm rapid și să-l ducem la un spital militar. M-a urcat din nou în ambulanță și m-a dus la un spital militar. Din nou mi-a făcut un remene și a văzut că am pe creier tumoare și lichid de jur împrejur. Când a văzut cât de mare s-au speriat și a zis la un medic să stea în supravegherea mea. Erau 8 medici în echipă, dintre care era și un medic român. Și ei au mers toți să se pregătească să mă bage în operație. A venit, m-a băgat în operație, 6 ore m-a ținut în operație. Dar înainte să mă opereze, a ieșit pe salon cu plasa mea și papucii mei în plasă la soție. Și a zis, Doamnă, noi ne apucăm să-l operăm, dar nu-ți garantăm că se va mai trezi la viață, căci toate cazurile ca el nu s-a mai trezit niciunul, ci toți rând pe rând au murit și s-au dus în mormânt. Numai o altă mână, dacă va interveni, el s-ar putea să se trezească din operație. Ci trebuie să semnezi, dacă nu semnezi, noi nu ne apucăm să-l operăm. Și așa nu mai are mult și moare. Și atunci soția speriată a semnat pentru mine. Au băgat în operație. 6 ore, cum am zis, m-a ținut în operație. Pur și simplu, ca să înțelegeți, capul mi-a fost despicat în două. Despicat cu tot cu craniu. Mi-a scos tumoarea la loc, mi l-a pus înapoi și cu stepălganul cu capse de metal mi l-a prins craniu de craniu ca să stea la loc. Și a zis că nu mai am nicio șansă de supraviețuire. Și a zis soție, dacă unul la câteva mii se trezește din operație, acel om 100% rămâne cu urmări, ori paralizat, ori fără memorie, ori fără să poată să umble și să stea în pat și altcineva să-l hrănească cu lingura. Iar după o oră, medicul care m-a operat a venit la mine în salon și a strigat cu voce tare la mine, iar eu
Am deschis ochii. Am început să zâmbesc când m-am uitat în dreapta mea, am văzut soția și am întrebat-o, dragă, ce faci? Cum sunt copiii acasă? Sunt bine, sănătoși? Când am văzut soția că vorbesc și că pot mișca mâna și piciorul, a început să plângă ca un copil mic și a zis, dragă, nu-ți imaginezi cât de mult mă bucur când te văd că miști mâna și piciorul, când te văd că zâmbești și poți să vorbești. Și atunci medicul mi-a zis, să ridic mâna sus, am ridicat mâna sus, am simțit puterea cum mi-a venit ca un fulger înapoi, ca și înainte. Mi-a zis să ridic piciorul, am ridicat piciorul în sus și am simțit cum puterea mi-a venit în la loc ca și înainte. Mi-a pus multe întrebări, m-am fost săturat de răspunde. Fel și fel de întrebări am răspuns perfect și a zis medicul, ceva se întâmplă aici. Este un miracol pentru toți spitalul. Cu toată experiența noastră de doctori militari de 30 de ani în operație pe creier, n-am întâlnit așa caz ca după o oră tu să fii lucid complet. Iar medicul român a zis că aici a fost o altă mână care a intervenit și am zis că a fost mâna lui Dumnezeu care a fost cu mâna medicului și el m-a operat. După câteva ore, cum eram două grănuri în mâna dreaptă, trei în mâna stângă, furtunașe la mândouă nări pentru oxigenarea creierului, furtunaș la creier. A venit medicul la mine și când l-am văzut că intră în salon, i-am zis că eu vreau să merg la baie, pentru că am simțit că și Dumnezeu mi-a dat vindecare pe deplin. Și el s-a speriat și au zis, omule bun, tu știi ce vorbești, tu ar trebui să stai o săptămână cel puțin în pat, fără să te miști în stânga și în dreapta, absolut deloc, și tu vrei să mergi la baie singur? I-am zis, nu, eu vreau să merg la baie chiar în momentele acestea. Și când a văzut că insist, a zis, bine, a mai sunat un medic, a mai venit un medic și mi-a zis, bine, la insistența ta, noi stăm în spatele tău de un caz că te amețești în cap și o să cazi jos, noi să te prindem ca să nu te lovești. A venit medicii și mi-a zis să mă ridic încet de pe pat. M-a ridicat încet și mi-a zis, nu te amețești în cap? Și am zis, nu, v-am spus că Dumnezeu mi-a dat vindecare? Uscă-ți ce palăvri vorbești, ce spui despre lucrurile acestea, că noi nu credem în Dumnezeu. Și mi-a zis, pășește încetul pe holul spitalului. Și am început să pășesc într-așa fel cât e spitalul de mare. Am mers până la capătul lui și m-am întors înapoi. Abia s-a ținut medicii după mine. Când am ajuns înapoi în salon, s-au speriat. Mi-au scos granulele din mâna dreaptă, din mâna stângă, de la nas, de la creier. Și din momentele acelea am fost liber și am mers singur pe picioarele mele la câteva ore. Datorită marelui nostru Dumnezeu. Dar să știți că și rău nu doarme. După ce ne-a scos granulele din mână, mâna dreaptă am început să bată, să sară din loc și să se miște degetele, fără să-i dau eu comanda. De te uitai prima oară la mâna mea, a doua oară nu mai aveai curajul, atât era de îngrozitor. I-am zis la medic, zic, uite-te la mâna mea. S-a speriat medicul, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe cel care m-a operat și a zis, uite ce se întâmplă cu mâna lui Halip. Și mi-a zis, spune lui Halip că vin imediat, dar n-a mai venit, ca toată slava să fie a lui Dumnezeu. Era către seară, m-am pus în pat, am pus mâna pe saltea, am pus perna pe mână, m-am pus cu capul pe pernă, zic, poate se va liniști, dar din ce în ce sărea tot mai tare de mă trezea din somn. Și atunci
Venea fel și fel de gânduri la mine. Nu că tu nu ești vindecat, nu că tu o să ai probleme, nu o să fie bine cu tine. Atunci am mustrat gândurile în numele lui Iisus, am chemat sângele Domnului, m-am pus și m-am rugat și am zis, Doamne, eu știu că și tu atunci când te atingi de un copil al tău și îi dai vindecare, îi dai pe deplin și nu-l lași cu urmări și nu-l lași să fie dezamăgit. Și cred că până dimineață tu te vei atinge și de mâna mea și mi-ai vei face sănătoase. Și m-am pus din nou pe pat și m-am culcat. Iar apoi, dimineața când m-am trezit, am pus din nou mâna pe saltea și am urmărit-o vreo 10 minute, zic, să văd ce se întâmplă. Și nici în ziua de astăzi nu s-a mai mișcat deloc, pentru că ce avem un Dumnezeu care nu este făcut de mâină omenească, cum scrie în Ieremia, capitolul 10, versetele 3, 4 și 5, că cei din lume, cei din afară, ei merg în pădure, tai o bucată de lemn, iar meșterul lucrează cu securea și din aceea bucată de lemn fac niște dumnezei pe care îi împodobește cu argint și cu aur și îi țintuiesc cu cuie și ciocane de perete ca să nu se clatine. Spune că acești dumnezei sunt ca niște spieritori de păsări într-un ogor de castraveți. Sunt duși de alții pentru că nu pot să meargă, să nu vă fie frică de ei, căci nu pot să facă niciun rău și nu sunt în stare să facă niciun bine. Să ne fie frică de marele nostru Dumnezeu, care este în cerurile preanalte, care veghează asupra cuvântului, să-L împlinească iotă cu iotă. Noi avem un Dumnezeu care este viu și trăiește în vecii vecilor. Vreau să vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine și m-ați susținut în rugăciune. Dumnezeul cel care a creat cerurile și pământul, cel care a întocmit marea și a pus ca hotar nizipul și i-a dat poruncă să nu treacă, spune cuvântul Domnului. Chiar dacă valurile se vor înfuria și vor vrea să treacă, totuși sunt neputincioase și ascultă de cuvântul lui și nu trec. Acel Dumnezeu să vă binecuvinteze cu toate binecuvântările cerești și pământești și mai pe sus de toate cu viața veșnică. Amin. Amin.